Consiliul Județean Neamț a promovat un proiect de hotărâre prin care s-a hotărât înființarea în județul Neamț a unui centru pentru reeducarea minorilor delicvenți. Aici am înființat un centru pentru minori care înfăptuiesc fapte penale și nu răspund. Este pentru prima dată în județul Neamț când se înființează un astfel de centru, pentru că știți și dumneavoastră că avem o mare problemă cu delicvența juvenilă în județul Neamț și acei minori care înfăptuiau fapte de natură penală, furturi, nu puteau fi, practic, îi lua poliția și a doua zi le dădea drumul pe străzi și alții apucau de furat, de bătut. Ori acest centru era neapărat nevoie să-l deschidem în județul Neamț și cred că prin acest centru vom rezolva această problemă destul de gravă a județului Neamț. Infracționalitatea juvenilă a crescut foarte mult în ultimii ani, mai ales în zonele urbane. Că asta se întâmpla mai mult în zona urbană a județului, însă eu cred că este o problemă care ține de siguranța cetățeanului în tot județul și mă bucur că am reușit să înființăm un astfel de centru. Situația infracționalității juvenile a fost analizată și în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică, entitate care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean, din care fac parte consilieri județeni, reprezentanții poliției și ai jandarmeriei. Reamintim faptul că în cursul anului 2015, dar și 2016, bande de infractori minori jefuiau romașcanii în plin centrul municipiului, fără a exista un cadru legal de a fi pedepsiți. Înființarea unui asemenea centru în județ ar putea rezolva problemele de reeducare a minorilor.